ați revenit, prieteni! Este momentul să dezlușim tainele unei materii frumoase și care are multe aplicații în viața reală, chimia. Știați că este denumită știința centrală? Denumirea vine din faptul că aceasta conține elemente din mai multe științe, precum astronomie, fizică, biologie și geologie. Vă las acum în compania profesorului. Spor la treabă! Astăzi vă propun o nouă lecție de recapitulare pentru examenul național de bacalaureat la disciplina chimia organică și mai exact, soluții apoase. Următoarele noțiuni vor fi discutate pe larg în cadrul acestei lecții. Dizolvarea, factorii care influențează dizolvarea, dizolvarea unui compus ionic și a unui compus molecular polar în apă, solubilitatea substanțelor în solvenți polari și nepolari, concentrația soluțiilor, și anume concentrația procentuală de masă și concentrația molară, iar la final, soluția apoase de acizi și baze, cupluri acid-bază conjugată. Ne aducem aminte încă din clasele mici că o soluție este un amestec omogen de două sau mai multe substanțe. Componentele unei soluții sunt: dizolvantul sau solventul este acea substanță care se găsește în cantitate mai mare și în care are loc dizolvarea, iar dizolvatul sau solutul este substanța care se găsește în cantitate mai mică și care se dizolvă. În funcție de starea de agregare, soluțiile se pot clasifica în soluții solide, lichide și gazoase. Soluțiile lichide sunt cele mai numeroase, iar discuția noastră se axează pe aceste soluții. Dizolvarea este un fenomen fizic prin care particulele de solut se amestecă printre particulele de solvent. În acest filmuleț putem să vizualizăm cum particulele de colorant se amestecă printre particulele de apă. Apa reprezintă solventul, iar colorantul reprezintă substanța dizolvată. Bineînțeles, există anumiți factori care influențează dizolvarea, cum ar fi gradul de fărămițare a substanțelor solide, temperatura și agitarea componentelor soluției. Haideți să le luăm pe rând și să vedem cum acționează. Cu toții am văzut în bucătărie că dacă dizolvăm zahăr pudră, fenomenul de dizolvare are loc mai rapid, comparativ cu dizolvarea zahărului tos. Așadar, cu cât particulele de substanță dizolvată sunt mai mici, cu atât dizolvarea este mai rapidă. Cel de-al doilea factor care influențează dizolvarea este temperatura. Cum dizolvarea poate fi de două feluri, exotermă sau endotermă, creșterea temperaturii favorizează dizolvarea endotermă, pe când scăderea temperaturii favorizează dizolvarea exotermă. Putem să vizualizăm cum un cubuleț de zahăr se dizolvă mai rapid în apă caldă comparativ cu dizolvarea aceluiași cubuleț de zahăr în apă rece. Ați observat că la adăugarea câteva picături de cerneală sau colorant în apă, putem să dizolvăm mai repede dacă agităm cu o spatulă sau o linguriță dacă suntem acasă. Așadar, agitarea componentelor unei soluții conduce la un proces de dizolvare mai rapid. Ce se întâmplă la dizolvarea unui compus ionic în apă? În primul rând, să ne aducem aminte ce este un compus ionic și ce este apa, ce tip de moleculă. Din lecția trecută știm că un compus ionic, cum este clorura de sodiu, este formată din cel puțin doi ioni de semn opus. În cazul clorurii de sodiu, avem ion pozitiv de sodiu și ion negativ clorură. Iar molecula de apă, ne aducem aminte că este un compus molecular polar. De ce? Pentru că legătura covalentă în molecula de apă se realizează între atomi diferiți, iar electronegativitatea crescută a oxigenului conferă atomului de oxigen o sarcină parțial negativă, pe când atomii de hidrogen rămân cu sarcină parțial pozitivă. Așadar, la dizolvarea unui compus ionic în apă au loc interacțiuni ion-dipol între ionii de sodiu, respectiv clorură, și dipolii din molecula de apă. Fiecare ion de sodiu este înconjurat de molecule de apă, acestea fiind orientate
către ionul pozitiv de sodiu cu partea negativă, adică cu atomul de oxigen. Pe când anionul clorură este înconjurat de molecule de apă orientate cu partea pozitivă, adică cu atomii de hidrogen. La dizolvarea unui cristal de clorură de sodiu în apă, există acest proces prin care fiecare ion este înconjurat de molecule de apă până când dizolvarea este completă. Ne aducem aminte că molecula de acid clorhidric este și aceasta polară. Așadar, la dizolvarea unui compus covalent polar în apă, au loc interacțiuni dipol-dipol. Atomii de hidrogen din molecula de acid clorhidric sunt înconjurați cu molecule de apă orientate cu partea negativă, adică cu atomul de oxigen, pe când atomul de clor din acidul clorhidric este înconjurat de molecule de apă cu partea pozitivă, adică cu atom de hidrogen. În acest proces de dizolvare a unui compus covalent polar în apă, are loc și procesul de ionizare, cum este cazul acidului clorhidric. Solubilitatea este proprietatea unei substanțe de a se dizolva într-un anumit solvent. Solubilitatea se exprimă prin cantitatea maximă de solut care se poate dizolva în 100 de grame de solvent la o anumită temperatură. Haideți să luăm spre exemplificare solubilitatea azotatului de potasiu. Observăm că la 20 de grade Celsius putem să dizolvăm maximum 32 de grame de azotat de potasiu în 100 grame de apă, pe când la 60 de grade Celsius putem dizolva maximum 113 grame de azotat de potasiu în 100 de grame de apă. Solubilitatea substanțelor în solvenți polari și nepolari ține de structura acestora. Așadar, solvenții polari pot dizolva substanțe cu structura asemănătoare, așa cum sunt substanțele ionice, hidroxid de sodiu, clorură de sodiu, clorură de cupru 2 și așa mai departe, dar și substanțe cu molecule polare. Am văzut mai devreme procesul de dizolvare al acidului clorhidric în apă. Solvenții nepolari, cum este tetraclorura de carbon, benzenul, toluenul și așa mai departe, pot dizolva doar substanțe cu molecule nepolare, cum este iodul sau uleiul. Concentrația procentuală de masă a soluțiilor reprezintă cantitatea în grame de substanță dizolvată în 100 de grame de soluție. Formula matematică este: concentrația este egală cu raportul dintre masa de substanță dizolvată și masa soluției, raportul fiind înmulțit cu 100. Masa soluției este egală cu suma dintre masa substanței dizolvate și masa solventului. Cum în majoritatea cazurilor solventul este apa, puteți indica M indice apă. Dacă o soluție este obținută din mai multe soluții, atunci masa soluției finale este egală cu suma maselor soluțiilor inițiale. Același principiu se aplică și pentru masa substanței dizolvate din soluția finală, care este egală cu suma maselor substanțelor dizolvate din soluțiile inițiale. Vă propun spre rezolvare următoarea aplicație. Din 400 grame soluție de clorură de sodiu, de concentrație procentuală masică 5%, se evaporă apă și se obține o soluție de concentrație procentuală masică 20%. Calculați masa de apă din soluția finală exprimată în grame. Pentru a scrie datele problemei corect, putem să subliniem în enunțul problemei termenii cheie, și anume 400 grame soluție, concentrație procentuală masică 5%, se evaporă apă, automat obținem o nouă soluție de concentrație procentuală 20%. În final, ne cere să calculăm masa de apă din soluția finală, bineînțeles exprimată în grame. Așadar, cunoscând masa soluției 1 și concentrația soluției 1, putem să scoatem masa de substanță dizolvată ca fiind egală cu concentrația procentuală de masă înmulțită cu masa soluției pe 100. Înlocuim numeric și obținem 20 de grame de clorură de sodiu. Cum din soluție se evaporă doar apă, masa de clorură de sodiu rămâne aceeași.
Așadar, folosim MD-ul, adică masa de substanță dizolvată, pentru a calcula masa soluției 2. Masa soluției 2 este egală cu masa substanței dizolvate ori 100 pe concentrația soluției 2. Înlocuim numeric și obținem 100 de grame de soluție de clorură de sodiu. Masa de apă din soluția finală este egală cu diferența dintre masa soluției 2 și masa de clorură de sodiu, adică masa de substanță dizolvată. Așadar, înlocuind 100 minus 20, obținem 80 de grame de apă în soluția finală. Concentrația molară a soluțiilor este egală cu raportul dintre numărul de mol de substanță dizolvată și volumul soluției. Concentrația molară se măsoară în moli pe litru, iar volumul soluției în litri. Dacă volumul este exprimat într-o problemă în mililitri, împărțim acei mililitri la 1000 pentru a-i transforma în litri. Același lucru se aplică și în cazul concentrației molare dacă o soluție este obținută din mai multe soluții. Putem să adunăm volumele soluțiilor și numărul de mol de substanță dizolvată din soluțiile inițiale. Vă propun spre rezolvare următoarea problemă. Determinați masa soluției de acid azotic de concentrație procentuală masică 20%, care conține aceeași cantitate de substanță dizolvată ca cea din 2 litri de soluție de acid azotic de concentrație 1 molar. Scriem datele problemei, subliniem din nou în enunțul problemei pentru a ne asigura că datele problemei sunt scrise corect. Avem concentrația procentuală masică 20%, avem volumul de 2 litri de soluție și concentrația molară 1 molar. Așadar, din volumul soluției și concentrația molară a soluției putem să scoatem numărul de mol de substanță dizolvată ca fiind egală cu concentrația molară ori volumul soluției. Înlocuim numeric și obținem 2 mol de acid azotic. Transformăm numărul de mol de acid azotic în grame. Cum? Prima dată calculăm masa molară a acidului azotic, obținem 63 de grame per mol, folosim formula masa în grame este egală cu numărul de moli ori masa molară, înlocuim numeric și obținem 126 grame acid azotic. Masa soluției finale este egală cu masa MD, masa de substanță dizolvată ori 100, pe concentrație. Înlocuim numeric și obținem 630 grame soluție de acid azotic. Soluții de acizi și baze. O specie A poate ceda un proton pe care îl acceptă o specie B. Asta înseamnă că acizii sunt specii chimice capabile să cedeze protoni, pe când bazele sunt specii chimice capabile să accepte protoni. Între două molecule de apă are loc următorul proces. O moleculă de apă cedează un proton pe care îl acceptă o altă moleculă de apă, formând astfel ionul hidroniu și ionul hidroxid. Molecula de apă care a acceptat protonul joacă rol de bază, iar ionul format ionul hidroniu este acidul conjugat, pe când molecula de apă care a cedat protonul joacă rol de acid, iar ionul format este baza conjugată. Așadar, avem două cupluri acid-bază conjugată. Primul este ion hidroniu slash apă și cel de-al doilea cuplu este apă slash ion hidroxid. Acizii se pot clasifica după tărie în acizi tari, cum este acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul azotic, sau acizi slabi, cum este acidul carbonic, acidul azotos, acidul hipocloros. După numărul de protoni cedați, acizii pot fi acizi monoprotici, cum este acidul clorhidric, acidul cianhidric sau acidul azotic, sau acizi poliprotici, cum este acidul sulfuric, acidul carbonic, acidul fosforic și așa mai departe. Într-o soluție diluată de acizi tari, acizii ionizează total, adică
Fiecare moleculă de acid cedează câte un proton pe care îl acceptă apa. Concentrația inițială a acidului în procesul de ionizare, observați că scade. Iar în final, la echilibru, avem doar trei specii. Molecule de apă, radicale acizi și ionul hidroniu. Pe când, într-o soluție de acizi slabi, acizii nu ionizează în totalitate și spunem că ionizează parțial. Așadar, doar o parte din moleculele de acid cedează protonul pe care îl acceptă o altă moleculă de apă și se formează un echilibru. Vă rog să observați că de data aceasta trebuie să punem săgeată și spre stânga și spre dreapta. După cum putem observa, concentrația acidului scade, dar nu în totalitate, pentru că la sfârșitul echilibrului, când echilibrul se stabilizează, vom avea patru specii chimice, inclusiv molecule de acid neionizate. Acidul clorhidric ionizează în apă, fiind un acid monoprotic tare, formând astfel anionul clorură și ionul hidroniu. Cuplurile acid-bază conjugate sunt acid clorhidric, clorură și ion hidroniu, apă. Acidul cianhidric este un acid monoprotic slab, deci ionizează parțial în apă, formând anionul cianură și ionul hidroniu. Cuplurile acid-bază conjugată sunt acid cianhidric, ionul cianură, ionul hidroniu, apă. Acidul carbonic este un acid slab, însă este diprotic. Asta înseamnă că poate ceda doi protoni. În prima fază se formează ionul hidrogenocarbonat. Primul echilibru se numește prima treaptă de ionizare a acidului carbonic, pe când, în a doua treaptă de ionizare a acidului carbonic, ionul hidrogenocarbonat mai cedează un proton, formând astfel ionul carbonat. Puteți observa că ionul hidrogenocarbonat, în prima treaptă de ionizare, în primul echilibru, este o bază, pe când, în cea de-a doua treaptă de ionizare, deci în al doilea echilibru, ionul hidrogenocarbonat este un acid. Așadar, aceste specii, care pot să cedeze și să accepte în același timp protoni, deci pot juca rol și de bază și de acid, se numesc amfoliți acidobazici. După tărie, bazele pot fi baze tari, cum este hidroxidul de sodiu sau hidroxidul de potasiu, și baze slabe, cum sunt hidroxidul de cupru și amoniacul. După numărul de protoni acceptați, bazele pot fi baze monoprotice, cum este amoniacul, hidroxidul de potasiu, hidroxidul de sodiu, sau baze poliprotice, cum este cazul hidroxidului de calciu, hidroxidului de fier 2 și așa mai departe. Într-o soluție diluată de bază tare, moleculele, speciile chimice cu caracter bazic, ionizează total. Ca urmare, concentrația bazei se va consuma, adică tinde spre zero. În final, existând doar trei specii chimice. De ce nu am pus concentrația apei? Pentru că este o soluție diluată și apa are concentrația foarte mare și nu se modifică în aceste procese. Într-o soluție de bază slabă, nu toate speciile cu caracter bazic, molecule ioni, disociază. Adică procesul este la echilibru, drept pentru care punem săgeată și spre dreapta și spre stânga. Ne așteptăm ca la stabilirea echilibrului să existe toate cele patru specii. Hidroxidul de sodiu este o bază tare monoprotică, deci hidroxidul de sodiu solid formează la dizolvare ion de sodiu hidratați și ion de hidroxid. Pe când amoniacul, fiind o bază slabă, monoprotică, acceptă un proton de la apă, formând ionul amoniu și ionul hidroxid. Cuplurile acid-bază conjugate sunt ion amoniu, amoniac, apă, ion hidroxid. Pentru acasă, vă propun să rezolvați următoarea aplicație și pentru a vă verifica dacă răspunsurile voastre sunt corecte, puteți accesați pagina de Facebook
Teleșcoală pentru a afla răspunsul corect. Sper că această lecție v-a fost utilă și vă doresc succes în pregătirea voastră pentru examenul național de bacalaureat. La revedere! Prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit! Mahatma Gandhi spunea: trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima. Învață în fiecare zi ca și când ai trăit pentru totdeauna. Cu aceste gânduri vă aștept și luni să ne pregătim pentru examene. Până atunci, vă invit să urmăriți lecțiile de teleșcoală și online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al TVR. Suporturile de curs sunt disponibile pe pagina de Facebook a emisiunii. Rămâneți sănătoși și să aveți un weekend reușit!